UTA este una dintre pretendentele la ocuparea unui loc în play-off, când mai este o singură etapă din sezonul regular. O victorie cu Dinamo vineri la București și un joc al rezultatelor favorabil ar putea o duce pe bătrâna doamnă spre îndeplinirea acestui vis. Mircea Rednic a vorbit și despre faptul că echipa pe care o antrenează încurcă jocurile în campionat. Sunt 3 puncte de joc pentru care ne vom bate și ne dorim. Îmi pare rău că trebuie să stăm la mâna și la alte rezultate, dar mă bucur că totuși am reușit ca în 30 de meciuri, deci 29 de meciuri care le-am avut, să acumulăm 40 de puncte. Nimeni nu credea, inclusiv eu, mai ales în prima parte. Și toată lumea văd că vorbește de meciul cu Botoșani. Meciul cu Botoșani a fost un meci special. Deci n-am avut condiții pentru a pregăti meciul ăsta. Și când spun că n-am avut, vorbesc de grup și de mine. Știți foarte bine ce s-a întâmplat în ziua jocului. Și când am fost împreună, toți ce am fost pozitiv, lucrurile au mers bine. Noi multe puncte am pierdut la începutul campionatului, când încă nu reușeam să facem un lot cât de cât competitiv, cu mulți jucători tineri. A fost greu la început. A fost greu la început, acolo s-au pierdut multe puncte. Acum avem șansa noastră și am vorbit și cu jucătorii și ei sunt montați și sunt sigur că vor fi prezenți la meciul ăsta și sper să reușim să câștigăm.